Vă împărtășesc ceva. This happened in 1986 or 87. S-a întâmplat în 1986-87. And since I'm terrible with dates, I'm sure my wife will correct me. Bineînțeles că uneori mai greșesc data, dar soția mea mă corectează. I was in the country of El Salvador in Central America. Eram în El Salvador, în America Centrală. And this was during the Civil War they had there. Acolo era un război civil, în timpul războiului. They had over a million people killed in that war. Peste un milion de oameni și-au pierdut viața acolo. And it was a war between the communists and the guerrillas. Era un război între comuniști și cei din gorila care se luptau cu ei. And we were holding an evening crusade in a church building. Și bineînțeles avem o evangelizare de seară într-o biserică. And it was a very large church building made out of wood. Era o biserică destul de mare construită din lemn. And so I was at the pulpit. Eu eram la ambonul bisericii. I think maybe I was in the pulpit 5-6 minutes the most. Probabil maxim 5-6 minute. And these men came in with hoods on their face. Au venit teroriști ăștia în biserică cu fețele acoperite, doar ochii li se vedeau. And they had these AK-47s. Și aveau pistoalele astea lungi, da, cu care automate. And they began to shoot up the place. Și au început să tragă în sus. And they fired dirt from the back as they were walking in. Așa au tras din spate, așa cum au intrat în biserică. And they shot the pulpit. Și bineînțeles că au tras asupra mea. Atât de multe găuri am fost în amvon încât s-au făcut țăndări. And I remember I jumped off the platform. Și în momentul ăla, înainte să trag, m-am aruncat cât am putut de tare. M-am aruncat pe rândul din față. And I wound up under the pew of the first row. Și bineînțeles că am ajuns sub banca din primul rând. There was wood flying everywhere. Deci s-a făcut țăndări, amvonul a fost groaznic. And finally the shooting stopped. Și deodată s-au oprit împușcăturile astea. And we stood up. Și ne-am ridicat. And there's over 400 people in the service. În biserica asta sunt peste 400 de oameni prezenți. And the guerrillas who had their mask on asked one question. Iar teroriștii ăștia care doar ochii li se vedeau au pus o întrebare. Who is a Christian here? Câți dintre voi sunteți creștini? At the beginning of the service I had asked, how many Christians? Bineînțeles că s-a mai pus întrebarea asta la începutul programului. And all the hands went up. Da, am pus întrebarea asta. Toate mâinile s-au ridicat. Toți erau creștini. So I'm expecting everybody's hand to go up. Așa am așteptat ca toți să ridice mâna. Din 400 de oameni, acum doar 8 sau 9 și-au ridicat mâna sus. Așa că eram șocat. Nu eram șocat de teroriști ăștia. Eram șocat de câți oameni au zis că care pretindeau că sunt creștini, dar care n-au avut curajul să mărturisească că sunt cu adevărat. So, whoever the commander was. Acum, indiferent cine era șeful, he said, "Take him outside and shoot him." Da, unul dintre ei, șeful lor a zis, scoateți-i acum afară pe cei 8 ca să îi împușcăm. So he marches outside. Ne-au dus în afara bisericii. And if this is the church building. Și dacă asta este clădirea bisericii, right where that building is. Da, uitați-vă cum ar fi clădirea aia de acolo. There was a ditch, big ditch, big canal there. I-a fost un canal acolo, destul de mare. And they threw us in there. Ne-au aruncat în el. And so they said, "We want you to get on your knees." Și ne-au zis, trebuie să vă puneți toți în genunchi. I said, "I'm not doing that." Am zis, eu nu mă pun în genunchi. He said, "You have to go on your knees, I'm going to kill you." Trebuie să te pui pe genunchi, dacă nu te vom ucide. He said, "You're going to kill us anyway." Și am zis, oricum ne veți ucide. And I won't die on my knees to you. Și mai degrabă prefer să mor pe genunchi decât să mor în altfel. Nu mă pun în genunchi pentru tine. Nu să nu să înainte. Vreau să mă rog înainte. Okay. Eu doar îmi plec genunchi înaintea lui Dumnezeu. So they kept screaming at us. Au continuat să țipe la noi. And they stopped all of a sudden. Și deodată s-au oprit. So we're in the ditch, but we could see. Acum eram în canalul ăsta, puteam să vedem, așa cam de la înălțimea asta. We could see the church building. Puteam să vedem clădirea bisericii. And this is one of those old church buildings that has the big wooden
shutters on the outside. Și bineînțeles, asta este o biserică veche care are obloane care se închid geamurile din exterior. They began to close them. Au început să le închidă. Okay. And then they closed the door. După care au blocat și ușa. And so all of the guerrillas came out. Așa că au venit toți teroriștii ăștia în afară. And they locked the door. Au blocat ușa. And they poured kerosene and gasoline on this building. Au pus, au dat, să dea foc bisericii, gas, diesel. When they took us out, they were already pouring it on the floor, on the benches. Și bineînțeles că au, noi toți am, deci eram afară, oamenii erau în biserică. And they lit it up. Și au dat foc bisericii. And they burned everybody alive. Și au ars toți oamenii, 400 de oameni au ars de vie acolo. I couldn't believe they were doing this. Am rămas șocat. Nu venea să cred că lucrul ăsta se poate întâmpla. And screamed, "But what are you doing this for?" Da, de ce faceți asta? Țipam la ei. He said, "Because they were cowards and would admit that they were Christians." Pentru că oamenii ăștia sunt cu două fețe. Au zis că sunt creștini, dar nu sunt. And he says, "You were going to kill because you did admit you were Christians." Da, voi sunteți, vă ucidem pentru că voi ați recunoscut că sunteți creștini, dar ei sunt niște fățarnici. So I said, "Get on your knees again." I said, "No." Puneți-vă pe genunchi din nou. Am spus nu. So there was 8 of us. Acum suntem 8 dintre noi. I said, "Let's lock arms together." Așa am zis să ne ținem de mâini împreună. I said, "Let's pray and ask God to receive our spirit." Ne vom ruga lui Dumnezeu și vom cere să ne primească Duhul. So I said, "Just allow us to pray." Da, am zis să ne dați voi să ne rugăm. And he did. Și ne-a lăsat să ne rugăm. And all of a sudden, gunfire started. Și deodată au început focurile astea de arme. And we opened our eyes. Și ne-am deschis ochii. And none of us are hit. Niciunul dintre noi n-a fost lovit de vreun lanț. We don't understand what's going on. Noi nu înțelegeam ce se întâmplă. We looked up. Priveam în sus. And we could see them firing across the ditch. Puteam să vedem deasupra canalului cum se veneau gloanțele. And I have no idea where the Salvadoran army came from. Dar nu știu de unde au venit, ce s-a întâmplat acolo cu adevărat. A gun battle started. Dar a început o bătălie. A apărut armata care se lupta cu teroriști ăștia. We crawled our way out. Noi am ieșit din groapa asta în timpul bătăliei, ne-am furișat și am ieșit afară de acolo. That was my second missionary trip. Asta s-a întâmplat în a doua călătorie misionară. And it taught me things. Și m-a învățat pe mine lucruri. That a lot of people go to church. Că foarte mulți creștini, oameni vin la biserică. They say they're Christians. Ei spun că sunt credincioși. But you see, here's your problem. Dar asta este problema noastră. If you're not willing to live for Christ. Dacă nu dorești să trăiești pentru Hristos, nu ești nici gata să mori pentru El. And I saw 400 people tell me that they were Christians. 400 de oameni mi-au zis că sunt creștini. Burn. Și au murit, au ars de vii lângă mine. That's what he wanted me to share with you. Asta a dorit Cornel ca eu să vă împărtășesc. Mulțumim. Da.